Ea este Victoria Rașcu. Prima ei apariție la o televiziune din România s-a întâmplat la Neața. Asta înseamnă că peste 10 ani, când o să fie foarte bogată și foarte celebră, ne va uita și nici măcar nu ne va saluta pe stradă, că așa se întâmplă de obicei. Știi? Sperăm să fie așa. Hai să fii tu bogată. Și celebră. Am înțeles. Și să nu ne saluți, că asta era final. Nu e problemă. Ce faci la Cluj? La Cluj studiez comunicare și relații publice, sunt studentă în anul 1. Sunt foarte mulți din cei din Republică ce aleg Clujul în detrimentul Bucureștiului. Știu că e o comunitate mare pe acolo, da, nu? Chiar suntem o comunitate mare de basarabeni și Clujul e un oraș studențesc, frumos, prielnic pentru studenți. Cel puțin l-am simțit și eu așa călduros. Prielnic pentru studenți. Mai mergem și noi pe acolo, știm cum e. Zi-mi cu muzica, de ce te-ai apucat de lucrul ăsta, ce vrei să faci, în general, laudă-te. Muzica este o pasiune încă de când sunt mică. Am tot cântat până acum, cât eram acasă, participam la diferite concursuri și naționale și internaționale. Acum, Îngerul meu, piesa este un pic din altă direcție decât ceea ce am făcut până acum, un nou format muzical și... Dar ce ai făcut până acum? Ce ai cântat? Au fost piese ca stil diferite de astea, de Îngerul meu. Da, am înțeles. E foarte complicat, oricum în Chișinău sunt foarte mulți talentați, super instrumentiști, super voce, o emulație pe care uneori recunosc, nu prea înțeleg. Se întâmplă lucruri minunate acolo și la conservator și în general în zona asta artistică. Îți mulțumim tare mult că ai trecut pe la noi. Oprișan m-a pus să te întreb dacă știi ceva despre comunicarea la țânțari. Am înțeles că asta se studiază la științele comunicării. Comunicarea la țânțari? Ceva că își freacă piciorușele și Oprișan, bătrân, bătrân. Când a fi făcut el științele comunicării, na, poate era altfel. Victoria Rașcu poate fi găsită pe Facebook, are o pagină cu mințică, 2-3 ani de Cluj și veți vedea că se va schimba lucru. Asta. O găsiți și pe Instagram și pe YouTube. Succes mare cu Îngerul meu, piesa ce s-a lansat în premieră la Neața. Mulțumesc foarte mult!